Salutare, prieteni, numele meu este Damian Mihai, alias Damao Cibran, sau cum îmi zic prietenii, Damao Blanao. Astăzi o să vă povestesc cum am început business-ul Damao Cibran de la zero. Cum am pornit dintr-un sat și am ajuns să îmbrac unele dintre cele mai importante persoane din lumea asta. Și cu adevărat, să vedeți pe cine am îmbrăcat, intrați pe pagina mea de Instagram sau de TikTok, acolo sunt foarte multe detalii și o să-mi urmăriți și progresul în același timp. Așa că începerea unui brand de haine sau accesorii implică mai multe etape de dezvoltare, pe care o să vi le enumăr în următoarele 10 minute. Cum am început? Este foarte simplu. Primul pas pe care trebuie să-l faci este să-ți alegi un logo în care te identifici. Eu am ales, de exemplu, am ales un labirint pentru că am încercat să le exprim oamenilor libertate. Acel labirint din care trebuie să evadezi, din care trebuie să scapi cu orice preț, pentru că cu toții vă luptați zi de zi și simt asta, adevărat lucrul acesta. Mulți dintre voi nu știți cum să evadați din rutina zilnică și cu ocazia asta puteți să începeți un business și să începeți să faceți bani până la urmă, că cu toții aveți nevoie de bani. Dar primul lucru pe care trebuie să țineți cont este că trebuie să fiți foarte dedicați în acest lucru și să nu vă opriți niciodată, pentru că timp de 10 ani nu m-am oprit nici măcar o zi din tot parcursul ăsta. Am muncit zi de zi, zi de zi, zi și noapte. Din prezentări, că toată lumea zice că e ușor, nu e ușor până la urmă. Pleci de la o prezentare, te duci la altă prezentare, în același timp trebuie să ai grijă de clienți, trebuie să vorbești cu fabricile, trebuie să faci foarte multe lucruri. Așa că o să vă povestesc pas cu pas cum poți să-ți dezvolți și tu un brand și să te faci cunoscut în piață. Prima dată când am început brandul, am încercat să-mi studiez piața. Și de ce au românii nevoie în momentul de față și nu se găsește pe piață? Am înțeles foarte rapid că e nevoie de zona asta masculină care era lipsită în piața românească și bărbații aveau cu adevărat nevoie. M-am axat mai mult pe bărbați. Încă din facultate, din proiectul meu de licență, m-am axat mai mult pe zona de bărbați. Am încercat să fac și câteva colecții pentru femei. Un real succes, s-au vândut, au fost sold out, dar nu mă identific neapărat pe zona asta, mă identific mai mult în zona masculină și cu acest lucru am și creat foarte multe produse și am creat și un hype, dacă pot să spun asta. Am încercat să înțeleg mai exact ce au nevoie bărbații. Au nevoie de o ținută aparte cu care să iasă în evidență la petreceri, să iasă în evidență oriunde se duc. Să fie în același timp o ținută comodă. Am folosit niște materiale foarte ușoare, foarte bune. În mare parte folosesc bumbac organic. Dacă o să intrați pe website-ul meu, o să vedeți exact din ce sunt compuse produse pe care eu le realizez. După am început să-mi creez conceptul și design-ul, am început să elaborez un concept și să mă definesc mai exact. A doua etapă este cea de producție, unde am încercat să-mi găsesc un furnizor serios, un furnizor care poate să-mi livreze materiale de cea mai înaltă calitate în timp rapid și să nu fie solduri neapărat, să fie materiale prețioase, materiale adevărate. După am început să colaborez cu fabricile mele partenere cu care am lucrat. În același timp îmi lucrez prototipurile în atelierele mele de producție, acolo unde îmi fac toate mostrele pe care le trimit ulterior către fabricile de producție pentru a lansa o colecție în masă. Etapa 3. De crearea unui website, o platformă e-commerce, unde tu poți să-ți comercializezi produsele tale sub orice formă vrei tu. De exemplu, dacă tu vinzi, nu știu, vinzi încălțări, vinzi haine, vinzi accesorii, cu această platformă tu poți să îți valorifici munca ta online sau fizic, cum dorești. Depinde acum, poți să le îmbini pe amândouă, dar eu contez foarte mult pe zona asta de online pentru că este într-o continuă creștere și nu o să scadă niciodată. A cincea etapă.
designul website-ului tău trebuie să fie unul aparte și să faci prin acest lucru să atragi oamenii, să atragi oamenii să intre pe site-ul tău și să rămână cât mai mult timp acolo. Trebuie să fie foarte friendly, trebuie să ai template-uri integrate foarte bine, încât oamenii să înțeleagă că este un site premium cu produse premium și dacă incluzi și o animație 3D, este cu totul, este mult mai bine, este și mai bine. Când creezi website-ul, tu trebuie să ai în vedere că trebuie să încarci produsele pe care tu le-ai realizat, dacă le-ai făcut handmade sau dacă le aduci din afara țării, dacă le produci prin alte fabrici partenere, și trebuie să adaugi niște fotografii de foarte mare calitate și cu niște descrieri foarte atractive. Cu această ocazie trebuie să te asiguri foarte bine că ai dimensiunile clare la poze și culorile trebuie să fie foarte bine alese, pentru că un verde, un albastru atrage foarte, foarte mult atenția și îți creează o idee de siguranță. Roșul ți arată foarte bine că ai oferte pe site. Iar să nu uităm de movul. Movul îți asigură o zonă de luxury. O zonă de luxury unde tu poți să pușezi foarte mult prețurile în sus. Telea pas este să setezi o modalitate de plată și livrare pe website-ul tău. Să-ți configurezi opțiunile de plată prin ce vrei tu, PayPal, carduri de credit și alte variante. Depinde acum prin ce vrei. Noi folosim Netopia, o platformă românească foarte ok, adică ei se mișcă foarte repede și metoda de plată este foarte rapidă, adică clientul intră în siguranță, toate datele sunt foarte bine păzite, pentru că și noi avem pe web, pe platforma noastră, un antivirus, dar și cei de la Netopia au și ei antivirusul lor special care le protejează website-ul. Trebuie să îți alegi foarte bine în același timp cu cine lucrezi, cu ce firmă de curierat. Nu te uita neapărat la prețul cel mai mic de pe piață și alege cu grijă o modalitate de livrare foarte bună. Mai ales că ai nevoie ca produsele tale să ajungă în timp util la clienții tăi, dar în același timp să ajungă și în siguranță. Așa că îți recomand să alegi o firmă serioasă unde ai și retururi gratuit. Chiar dacă se mai întorc produse, tu o să ai retururi gratuit. Multe firme deja au implementat acest sistem pentru că existau și retururi și ei au inclus în prețul pe care ți-l oferă atunci când semnezi un contract cu ei, îți oferă și varianta aceasta de a avea retururi gratuit. Etapa numărul 8. Setează foarte bine reclamele și vezi exact în ce direcție te duci, pentru că poți opta pentru reclamă organică și cea plătită. Eu le folosesc pe amândouă, folosesc și metoda de plată, și metoda organică și metoda plătită, pentru că dau rezultate foarte bine împreună. Cel mai bine trebuie să te accesezi pe rețelele de socializare, îți creezi profilul pe platforme sociale, Instagram, Facebook, Pinterest, TikTok, YouTube, pe toate platformele să fii, inclusiv și pe X. Chiar dacă acolo nu sunt foarte mulți români, dar e bine să ai și acea platformă. Iar ca și idee, trebuie să postezi conținut regulat, să folosești clipuri și fotografii de cea mai înaltă calitate. Trebuie să te uiți neapărat în setările pe care le faci atunci când te filmezi cu telefonul, pentru că ai foarte multe opțiuni. Este chiar un buton în setări unde poți să obții cea mai bună calitate pe care 99% din oameni nu o folosesc. Acea opțiune este o opțiune extraordinară, am descoperit-o de foarte puțin timp, dar trebuie să ai foarte mare grijă să o ai și tu activată. Cum să-ți optimizezi SEO-ul pe website? Primotoarele de căutare folosind cuvinte cheie relevante, descriere meta și conținut de calitate. Blogurile, să nu uităm că și blogul este un loc aparte în care tu poți să spui poveștile tale de brand, să spui poveștile din spatele atelierului, din spatele producției, din spatele zonei de creație. Acolo poți să te exprimi liber și oamenii o să aprecieze foarte mult și acel loc, pentru că o să vadă că ești o persoană reală, credibilă, nu ești ceva fake. Nu uita că
o să ai nevoie și de colaboratori și influenceri. Să nu uiți niciodată importanța influencerilor și chiar dacă la început o să, nu neapărat tu să pierzi, dar tu o să le oferi produse barter, pentru că așa funcționează industria de foarte mult timp și oamenii chiar se bucură când tu le oferi un lucru creat special pentru ei. Oamenii se bucură, mai ales influencerii cu care am lucrat eu s-au bucurat toți pentru că le-am oferit niște produse speciale și ei te ajută foarte mult pentru că te promovează pe paginile lor de socializare care au sute, milioane de urmăritori. Așa că nu uita importanța influencerilor pe care o au atunci când tu începi un business pe partea asta de fashion, produse și orice altceva vinzi. Reclamele plătite. Pe partea de Google, dacă vrei să-ți faci campanii pentru a atrage trafic pe website-ul tău, acolo e bine dacă ai și un magazin fizic, că poți să-i dai un pin direct pe Waze sau pe Google Maps și te găsește lumea mult mai repede. Pe Facebook, Instagram ai niște ad-uri foarte ușor de folosit. Câteodată nici nu ai nevoie de un agent de marketing pentru că poți să-ți faci singur campaniile. Noi ne putem ajuta în acest lucru, îți putem trimite un PDF și să te uiți exact cum trebuie să-ți faci campaniile tale de marketing. Este foarte, foarte ușor. Nu trebuie să mai arunci banii pe fereastră până la urmă. Noi nu am plătit niciodată pe nimeni în campaniile noastre de marketing și am avut cel mai mare reach din România, mai ales pe TikTok. Și nu uita că dacă urmezi toți pașii pe care ți-am spus, cu ușurință poți și tu lansa un brand foarte simplu. Noi am creat haine pentru foarte mulți influenceri, persoane publice și în special pentru clienții noștri care ne-au susținut încă de la început. Așa că urmărește-ne în continuare progresul, iar noi o să postăm în continuare clipuri educaționale de care voi aveți nevoie. Cu siguranță, dacă mă urmărești, o să înțelegi acest lucru și vreau doar să te fac să înțelegi că poți să faci bani și nu să pierzi timpul pe YouTube.